Agenția de stat pentru proprietatea intelectuală participă în calitate de partener principal al evenimentului oficial consacrat celor două sărbători, a 25-a aniversare a proclamării Independenței Republicii Moldova și sărbătoarea națională limba noastră cea română, organizat de misiunea permanentă a Republicii Moldova pe lângă oficiul ONU de la Geneva. Recepția se va desfășura pe 1 septembrie 2016 la sediul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale din Geneva. Numeroși șefi de reprezentanțe permanente și membri ai Corpului Diplomatic acreditat la Geneva, alături de înalți oficiali din cadrul Oficiului ONU și ai organizațiilor internaționale, printre care directorul general al Oficiului ONU la Geneva vor participa la evenimentul festiv consacrat Republicii Moldova. În cadrul festivității va fi organizat un stand de pro promovarea Republicii Moldova a Sistemului Național de Proprietate Intelectuală, inclusiv a Sistemului de Protecție a Indicațiilor Geografice și de Numirilor de Origine din Republica Moldova și a produselor autohtone posibile de înregistrare în calitate de indicații geografice și de numiri de origine. În cadrul recepției va fi prezentată și o expoziție a lucrărilor de artă realizate de copiii Liceului Academic de Arte Plastice Igor Vieru din municipiul Chișinău. De asemenea, participă Panții la eveniment vor putea gusta din bucăte tradiționale și vinuri cu indicație geografică din Republica Moldova.